știi cum e, nu? Sunt multe la noi. E complicat. Nu știu ce să vă zic. Am venit doar să vă văd. Am fost foarte emoționată la ea și cred că a fost destul. Zine de ce ai participat? Să zic de ce am participat. A fost o surpriză pentru mine. Mi-a scris Nicoleta, pe care o cunoșteam de 2 zile. Exagerez. Nu ne știam de 2 zile. Ne știam de ceva. Mi-a scris și m-a întrebat dacă vreau să fac parte dintr-un proiect care suna așa, mai mult decât pot să cuprins cu mintea. M-am gândit că, da, încă o visătoare, dar de ce nu? Sigur, de visătorul meu nevoie. E așa că să-i suflăm în aripi Nicoletei să facă ceva bun. După care ceva s-a luat o amploare pe care eu n-am anticipat-o și m-a sunat din nou și mi-a zis, știi povestea aia ta? Da. Vrei să intri într-o carte? Ok, să intri într-o carte. După care m-a sunat din nou și mi-a zis, știi cartea aia? Vrei să vii la lansare? Sigur, de ce nu? La Iași. Și acum m-a sunat din nou și m-a întrebat dacă vreau să vin la lansare la București. După ce am cunoscut pe oamenii ăștia și am avut reacția pe care... Eu acum trăiesc din storytelling. Îi învăț pe oameni să scrie povești și de fiecare dată oamenii vin la curs și zic ce mi-a zis Bianca acum 5 minute. Ce ai povestea mea? Știu eu să scriu, am eu ceva de spus. Și am avut fix aceeași reacție și am zis ce poveste sunt eu față de oamenii ăștia care au trecut prin niște situații pe care nu pot să le încap cu mintea. După care mi-am zis ce le zic eu oamenilor că vin la curs, dar toți avem o poveste. Și pentru fiecare dintre noi cred că e important să spunem povestea asta și să le lăsăm și celorlalți senzația că nu sunt singuri când ajung într-un punct critic. La mine n-a fost chiar așa dramatic, sau nu știu, poate că nu mi se mai pare acum. O să spun așa pe repede înainte, că n-am aroganța să cred că știți despre ce e vorba. Sunt un om care a lucrat în televiziune mulți ani și care s-a nimerit să nască un copil într-un moment nepotrivit, adică în plină criză economică, în condițiile în care eram unicul susținător al familiei la momentul respectiv. Evident că odată cu copilul și odată cu criza economică s-au dus și toate resursele familiei la momentul respectiv, motiv pentru care lucrurile au luat o turnură pe care nu anticipasem. M-am despărțit de partenerul meu, mi-a pierdut casa, am fost executată silit, m-am trezit cu copilul în stradă, a trebuit să ne ridicăm amândoi de jos și să mergem mai departe. Am făcut-o, suntem bine. N-a știut nimeni despre asta pentru că ne era foarte greu să... Cum pot eu să o privesc pe mama, nu? Și să-i spun, știi, trăim practic pentru lapte, praf și niște pampers, dar o să ne fie bine. M-am aflat mulți ani mai târziu și toți apropiații mei au aflat mulți ani mai târziu. Au aflat și de cele 2 episoade depresive prin care am trecut. Doar că... A trecut, da. Și când mama m-a sunat și mi-a zis, ești bine, am putut să-i spun cu toată sinceritatea că sunt bine și că lucrurile sunt ok și că ce m-a făcut să merg mai departe a fost copilul meu, care astăzi are 9 ani și care probabil că a fost cel mai bun lucru care putea să mi se întâmple în contextul ăsta. Și am privit pe lângă mine și am văzut mulți oameni la fel ca mine, mulți oameni care nu vorbesc despre lucrurile prin care trec, mulți oameni care nu cer ajutor, mă scuzați, pentru că se simt umiliți, se simt înfrânți, se simt judecați, se simt priviți de sus, se simt priviți cu milă sau simți că, ok, cer ajutorul, dar ce ar putea să facă cineva pentru tine mai mult decât poți să faci tu? Și până la urmă îmi dau seama că episoadele astea ne ridică și ne fac mai puternici decât suntem și dacă cineva vorbește despre lucrurile astea, el o să intre într-o stare de normalitate care o să le permită celorlalți sau o să încurajeze să vorbească despre ele deschis și să ne dăm seama că nici măcar, așa cum nu suntem singuri în momentele de bucurie, nu suntem singuri nici în momentele de tristețe, de cădere, de habana, conjuncturi nefericite, să le zicem, dar din care putem să ne ridicăm și să ne fie mai bine. Nu știu ce să mai zic altceva. Mi-e foarte greu nu să vorbesc despre asta, pentru că sunt lucruri prin care am trecut și pe care le-am depășit cu ușurință. Mi-e foarte greu să suport atâta emoție câte se adună în conjuncturi de genul ăsta. Mi-e foarte greu să fac față, nu știu, energie pe care o simt venind dinspre ceilalți spre mine în momente de genul ăsta și cred că
cel mai important lucru în contextul ăsta e că suntem aici și că Nicoleta reușește să ducă povestea asta foarte departe și o face cu o eleganță și cu o bucurie și cu o frumusețe pe care puține ar fi stare să o facă și mulțumesc foarte tare că m-am făcut parte din povestea asta. Eu îți mulțumesc, mulțumesc tare mult! O să mă mulțumesc! Te scutesc puțin de emoții până la final. Mai începem sesiunea foto. Nu, a fost bine, stai liniștită. Da, mi s-a părut foarte, foarte important ce a spus Liviana și mai ales cuvântul normalitate, precizat, pentru că de multe ori avem impresia că lucrul prin care trecem noi e un lucru care trebuie ascuns, pe care nu-l trăiește toată lumea și dacă ne trezim vorbind despre asta, ne creăm nu știu ce fel de imagine sau că ceilalți nu să ne înțeleagă. Ei bine, surpriza mea a fost odată cu acest proiect să aflu atât poveștile protagoniștilor, cum spunea Cristina, cât și să-mi dau seama că viața, așa cum spunea profesoara dragă din facultate, e ca o cutie de bomboane. O deschizi și nu știi ce e înăuntru. Și oamenii sunt uneori ca o cutie de bomboane. Te uiți la ei și nu știi ce au înăuntru. Și pot să aibă o platoșă de apărare, pot părea aroganți și de fapt să fie foarte sufletiși sau pot să fie foarte sufletiși, dar zăpăciți. Și, adică e foarte, foarte frumos să cunoști un om. Și nu prea ai cum să-l cunoști dacă ne intersectăm doar trecând strada, dându-ne până dimineața, ziua și cam atât. Și de ce am și vrut să merg mai departe cu povestea asta? Pentru că eu am scris câteva povești, le-am pus pe site, însă nu toată lumea a reușit să țină pasul cu ele și să le citească rând pe rând. Și pentru că am vrut să ofer ocazia aceasta pe care am trăit-o eu, fiind față în față cu oamenii și celor din public. E un privilegiu și să poți să discuți față în față cu un om mai mult decât să citești povestea și n-am vrut să îl păstrez doar pentru mine. Așa că mulțumesc, Liviana, și că ai venit să fii cu noi.